s-a încheiat perioada de depunere a candidaturilor pentru alegerile locale din 9 iunie. 11 partide și alianțe au depus candidaturi pentru Consiliul Județean, însă doar 7 au și candidați pentru funcție de președinte. Cei 7 candidați sunt Alfred Simonis din partea Alianței PSD-PNL, Alinica din partea Alianței Dreapta Unită, Adrian Vasile Iacob, Aur, Ovidiu Sime, Partidul România Puternică, Marian Maier, Partidul România Mare, Glad Simuț, Partidul SOS România, Nelu Balaș, Partidul Național Conservator. Pe de altă parte, au depus liste cu potențial viitori consilieri județeni următoarele partide și alianțe. Alianța pentru Unirea Românilor, Alianța Dreapta Unită, Partidul Patrioților, Partidul România Puternică, Partidul România Mare, Alianța Electorală PSD-PNL, PUSL, Reper, Partidul SOS România, Uniunea Democrată Maghiară din România, Partidul Național Conservator Român. Campania electorală debutează în 10 mai și se încheie în 8 iunie la ora 7.